glorificat să fie Dumnezeu. Dragii mei, pentru toți aceia dintre dumneavoastră care aveți bucuria să urmăriți textul Scripturii, vă invit să o faceți la cartea Întâi Împărați, la capitolul 17. Intenționez să citesc de la versetul 9 până la versetul 24 inclusiv. Pagina în Biblie pentru ce au păstrat încă ediția preotului Cornilescu 380. Repet, un împărat, capitolul 17, de la versetul 9 până la versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi spune în felul următor. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și a te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, Adum te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, Viu este Domnul Dumnezeul tău. Că n-am nimic copt, n-am decât un pum de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Nu mai pregătește întâi mie cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adumio, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea, familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care o rostise Domnul prin Ilie. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omore astfel fiul? El i-a răspuns, dăm încoace pe fiul tău, l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să gândești tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului ei în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este, este adevăr. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectos să vă reașezați. Cochetam în această zi, dat fiind faptul că avem și acest serviciu de binecuvântare de copil, micuța Elisa, astăzi va fi adusă la binecuvântare ca bunul Dumnezeu să dea binecuvântare, sănătate, protecție, putere părinților să crească copilașul în frică de Dumnezeu, în dragoste, în răbdare, ca slujind lui Dumnezeu și în cadrul familiei să se mântuiască ei, familia lor și toți copiii bisericii Sfântă din Târgoviște. Amin? Așa să facă Domnul. Prin urmare, dragii mei, în această zi eram frământat de două texte biblice și aseară la fel. Am făcut două predici pentru evenimentul de astăzi. O să vă predic numai una dintre ele. Însă ambele texte pe care le-am studiat mi se părau extrem de potrivite. Numai că stând în această zi în închinare, ascultând, rugându-mă, lăudând pe Dumnezeu, am simțit mai aproape de sufletul meu acest text din 1 Împărați, capitolul 17. Sigur că am mai predicat din textul ăsta, din mai multe perspective, o perspectivă din care am predicat s-a numit Ce faci când seacă părâul? Ea este și înregistrată. Însă în această zi aș vrea să am o abordare diferită, nouă, asupra acestui text biblic și mi-am intitulat mesajul meu din această zi într-un mod a spune eu, puțin alarmant, dar în același timp bazat pe o realitate a vieții de zi cu zi și anume, o generație în pericol de moarte. O generație în pericol de moarte. Dacă ați băgat de seamă când am leturat textul Scripturii, este descris un moment în care omului Dumnezeu, Ilie, este chemat de Dumnezeu să plece de la Cherit, întrucât pârâul Cherit a secat, și e interesant că și în viața omului Dumnezeu, care se află în voia lui Dumnezeu, îngăduie Dumnezeu uneori să le sece pârâul. Sigur că Dumnezeu are multe explicații la întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu să sece pârâul. Ea face obiectul unei alte predici, numai că, după momentul acesta, Dumnezeu îl trimite de la cherit să plece unde? La sarepta Sidonului. E interesant, cherit înseamnă locul tăierii. Acolo a avut de modelat Dumnezeu în el anumite aspecte. La Sarepta este locul topirii în care vedem că Dumnezeu începe să lucreze, dacă l-a cherit Dumnezeu a lucrat într-un mod profund în Ilie, la Sarepta Dumnezeu începe să lucreze prin Ilie. Pentru că întotdeauna este o condiție sinecvanon, adică fără de care nu se poate. Ca Dumnezeu să poată lucra prin tine, îi musai ca mai înainte să lucreze în tine. Mulți dintre noi am vrea ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Și am zice, Doamne, fă un cântăreț, un predicator, un evanghelist, un proroc, un om al Tău. Și Dumnezeu zice, vreau să lucrez prin Tine. Dar mai înainte ca să lucrez prin Tine, eu vreau să lucrez în Tine. În Tine e o grămadă de lucruri de modelat. De aceea, dragii mei, întotdeauna să acceptăm condițiile lui Dumnezeu și modul prin care Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Amin? Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Și ajungând la Sarepta, a întâlnit acolo o văduvă, nu pare niciodată în faza incipientă promițătoare promisiunea lui Dumnezeu. Am poruncit acolo unei femei, Doamne, o un bărbat, să mă duc în casa unei femei nu sună deloc recomandat din punct de vedere al eticii și moralei creștine. Și apoi, dacă mă trimiteai în casa lui Bill Gates, părea promițător că l-are bani. Dar tu mă trimiți în casa unei femei sărace care poartă o condiție socială extrem de uh, discutabilă. Văduvă! Și văduvă, și femeie, și săracă. Ba mai mult când ajunge uh, în fața curții ei, zice că nu se decât două lemne. Și când îi zice adu-mi te rog puțină apă, îi aduce apă, apoi zice dă te rog și o turtă, zice n-am na, decât o puțină făină, puțin un de delem, mănânc eu asta și pruncul meu și o muri. Vedeți ce scenariu sumbru. Dar singurul care te poate scăpa de scenariile sumbre ale vieții dumneata sau ale vieții noastre de familie, a fost, este și rămâne Dumnezeu. Femeia aceasta, uitându-se spre contextul în care se afla, spre criza economică, care era atât de puternică în vremea de atunci încât secetă, sărăcie, lipsa hranei, toate acestea erau repercursiuni ale faptului că poporul Israel, Samaria, în fruntea căruia era împăratul, cine știe, Ahab, la momentul acesta. Din cauza administrării greșite, a împărăției, a păcatelor tolerate, a legilor stricate, a felului deșert în care ei alegeau să trăiască, Dumnezeu a îngăduit secetă, criză, sărăcie, multe probleme în, în poporul Israel. Trecând prin această perioadă, uitați-vă, dragii mei, că Dumnezeu ajunge prin omul lui Dumnezeu Ilie la această familie și salvează o femeie care își să un scenariu sumbru pentru ziua de mâine. Vom muri. Și poate că la momentul acesta, unii dintre noi, uitându-ne spre propria viață, uitându-ne la ce se întâmplă în lumea asta, pandemie, război, virus, ă, criză energetică, scumpirea tuturor lucrurilor, ne uităm și pare viitorul extrem de sumbru, de nepromițător, demn am zice noi de, de groază. Numai că cel ce ne poate schimba scenariile noastre, perspectiva noastră întunecată, este Dumnezeu din cerul Și a lucrat și în dreptul acestei familii. Uitați-vă că femeia aceasta cu multă dragoste s-a hotărât să-i pregătească un loc acestui om al lui Dumnezeu Ilie. Unde? În odaia de sus. Și cu multă dragoste a fost femeia aceasta extrem de ospitalieră și și ce -i interesant. Când i-a ascultat porunca lui Dumnezeu să-i dea mai întâi din turta aceea lui și apoi ei și copilului ei, Dumnezeu a făcut o minune. Câtă vreme a durat criza? Știe cineva câte vreme a durat criza? Cât? Trei ani și jumătate, că n-a da, fost poate trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate, dragii mei, de criză, în trei ani și jumătate, făina din oala acelei femei n-a scăzut și un lemnul nu s-a împuținat. Pentru că Dumnezeu, literalmente, a făcut un miracol și că după ce s-a oprit seceta, zice că n-a mai fost niciun de lemn, n-a mai fost nici făină. De ce? Păi Dumnezeu nu încurajează lenea. Ce acum a venit ploaia, treceți la treabă. Semănați, săpați, puneți osul la treabă că acum vedeți cât de înțelept este Dumnezeu. Când nu se poate, nu se poate și intervine Dumnezeu în scenă. Dar când se poate și nu vrei, Dumnezeu spune, te rogi degeaba să-ți dau. Roagă-te să-ți dau minte și hărnicie, să pui mâna la treabă. Să faci ceva cu viața ta. Prin urmare, dragii mei, uitați-vă cât de frumos lucrați Dumnezeu. Și femeia aceasta ospitele, ospitalieră, cu multă dragoste, a ajutat pe omul lui Dumnezeu, l-a găzduit, i-a dat mâncare, i-a dat hrană, trei ani și jumătate. Și spune în Biblia că la un moment dat s-a întâmplat în viața acestei femei un episod cu totul și cu totul dramatic. Copilașul ei în care își pusese nădejdea, cel care constituia siguranța ei pentru bătrânețe ei, pentru că pe vremea aceea nu exista acest fenomen social cotidian numit pensia, pensia era dată de descendenții copiii nepoții tăi care se îngrijesc de tine la bătrânețe și scumpără cumpără pastile și tratament și tot ce tu ai nevoie pentru a avea o bătrânețe liniștită și în securitate. Și zice Biblia că copilul acesta s-a îmbolnăvit și apoi a murit. E, episodul acesta a dat titlul predicii mele din această zi. O generație în pericol de moarte. Dacă aș putea să o întreb ceva pe femeia aceasta, aș întreba în această zi următorul lucru. De ce vii la Dumnezeu când copilul ți-a murit? Și cred că realitatea vieții cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, aproape într-un mod invariabil, ne-a demonstrat că și noi suntem tentați să cădem în aceeași ispită. Să venim la Dumnezeu când nu mai avem nicio soluție. Dacă ai observat că copilul tău începe să se îmbolnăvească și acuză diferite simptomatologii, soră cu boala, cu neputința, trebuia să te duci la Dumnezeu, Doamne, vindecă-l! Dar ea nu vine la omul lui Dumnezeu când e bolnav. Vine la Dumnezeu când copilul moare. Și așa suntem și noi de multe ori, alergăm la Dumnezeu și la oamenii lui Dumnezeu că nu mai există nicio soluție. Unior Dumnezeu în harul lui și atunci lucrează pentru că el este Dumnezeu supranatural, slăvit să fie Domnul. Numai că, eu acum în această zi, măcar că vorbim despre o boală fizică în textul ăsta, măcar că vorbim despre o moarte biologică în textul acesta, vreau să vă spun că conceptul de moarte în Biblie este un concept polisemantic, înseamnă că are mai multe înțelesuri. Biblia vorbește despre trei sensuri ale cuvântului moarte. Moarte fizică, biologică, despărțirea Duhului și Sufletului de trup, când încetează funcțiile vitale din organism. Doi, moarte spirituală, deși e sănătos poate în trup, deși te plimbi, deși mergi la muncă, deși să faci cumpărăturile de la mol, tu porți cimitirul cu tine în suflet. Este moarte spirituală. Că nu există rugăciune, că nu există citirea Scripturii, când oamenii nu se închină lui Dumnezeu, aia se numește moarte spirituală. Și al treilea sens al cuvântului moarte este moartea a doua, Iadul cel veșnic, flăcările iadului, unde vor ajunge oamenii care l-au respins pe Dumnezeu și au nesocotit principiile lui Dumnezeu, nu pentru un an, nu pentru zece, nu pentru o mie, ci pentru o veșnicie. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Însă, vreau în această zi, dragii mei, să reiterez ceea ce am afirmat în introducerea predicii mele. Constat cu indignare în suflet că generația aceasta se află în pericol de moarte. Și când mă refer la moarte, mă refer la moarte spirituală. Uitați-vă numai dacă intrați într-o școală gimnazială sau într-un liceu. Intri într-o baie, tai fumul de țigară cu cuțitul. Copii la 14-15 ani se droghează. Sarcini premature. Căznicii dăstrămate. Oameni care nu mai știu încotro să apuce. Duminica viitoare, prin bunăvoința bunului nostru Dumnezeu, vom avea un serviciu de botez în apă, nou testamentar. Vor fi mai mulți candidați care se vor hătări pentru Domnul și vor depune mărturia în apă botezului. Slavă lui Dumnezeu pentru ei! Ieri am participat cu ei la serviciul de cateheză, de studiu biblic și i-am întrebat pe fiecare câte ceva din istoria vieților. Și m-a marcat cu totul și cu totul povestea unei familii. Fata aceasta îmi povestea despre faptul că mama ei, când nu avea decât un an și puțin, s-a despărțit de tatăl ei și copilul a trebuit să crească cu tata. când ea avea vârsta de patru anișori și frățiorul ei mai mic. La vârsta de patru anișori, tatăl acesta moare subit. Nu știu dacă stop cardiorespirator sau infart. Dar când copilașii aceștia, sub patru ani, patru ani și celălalt copilaș, doi, trei ani, tatăl moare subit și rămâne fără de părinți. O mamă, căreia nu-i mai pasă de copii. Dar slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu a pregătit o mamă, o bunică, mama tatălui care a murit, care a fost bunica și o mamă pentru ei și a crescut și le-a dat mâncare și a stat nopți nedormite cu ei și s-a luptat pentru ei și a crescut ca pe pruncii ei și în povestea fata aceasta. Aveam patru ani, zice, și n-am uitat momentul când tatăl meu dintr-o dată a murit ca secerat. Și a început să plângă instant când mi-a povestit. Mi-au dat și mie lacrimile. Mi le-am șters imediat. Și mi-am dat seama că lumea asta, fără de Dumnezeu, este o anarhie și permiteți-mi o nebunie. Să naști niște copii, să-i abandonezi, să, abandonez, să nu-ți mai pese de ei, în contextul în care eu primesc zeci de mesaje de familii care solicită rugăciunea mea ca Dumnezeu să le dea copilași. Și unora Dumnezeu le dă și abandonează. Știți că în România sunt peste 57.000 de, de copii abandonați în centre de plasament? Știți că sunt atâția copii în lumea asta care cresc fără de mamă și fără de tată? Și acum pruncii ăștia vor veni duminică să se boteze în apă. L-au găsit pe Dumnezeu și am spus, n-ați fost supărați pe Dumnezeu că va lua părinții? Și a zis, în Dumnezeu am găsit mângâierea noastră. Și hotărâți toată viața să o slujim pe Dumnezeu. Cred că Dumnezeu îi va binecuvânta. Dacă vor rămâne toată viața lângă Dumnezeu, Dumnezeu le va fi mângâiere, le va fi tată și mamă în sprijin, o crotire și binecuvântare. Dumnezeu să-i întărească. Dar mi-am dat seama, dragii mei, că generația în care ne aflăm este o generație în pericol de moarte. Astăzi, uitați-vă că în loc ca oamenii să mai căsătorească, au, au născocit tot felul de surogate, tot felul de lucrări contrafăcute direct din inima celui rău. În loc de familie s-a inventat concubinajul. În loc de familie s-a uh, creat un fel de trăire într-o irresponsabilitate. Ne place să ne bucurăm de drepturile și responsabilitățile ce decur din familie, dar nu mai vrem să ne asumăm căzniciile din vari motive. Și uitați-vă, dragii mei, ce a făcut diavolul în ultima vreme. Astăzi, rata celor care se căsătoresc, nu se mai căsătoresc la 23 de ani, se mai căsătoresc la 25 de ani. Uitați-vă că în tendința este 30, 35, 40 de ani și dacă se mai căsătoresc. Pentru că oamenii aceștia se îndepărtează pas cu pas de Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu și de principiile lui Dumnezeu. Astăzi stai de vorbă cu tine la 25-30 de ani și aproape că nu ai ce să iei de la ei, în sensul în care stau în fum de țigară, în droguri, în păcănele, în jocuri de noroc, într-o viață stricată și mizeră. Din relație în relație, se întâmplă cum a venit la mine odată un om de afaceri să se întâlnească cu mine, auzindu-mă la o predică. El are 30 și nu știu câte de ani și nu știe ce e iubirea, că a schimbat nu știu câte sute de fete până acum. Și el simte că viața lui e dezintegrată cu totul, el nu știe ce e iubire, ce e dragoste. Și a zis să stau ore cu el la o masă, într-un restaurant, să stau de vorbă cu el, să-i vorbesc despre Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu a îndepărtat moartea spirituală din viața lui, l-a adus la viață, astăzi este un familist, are vreo 3 sau 4 copii și este un om care se luptă să facă voia lui Dumnezeu. O slavă lui Dumnezeu pentru asta. Însă, în această zi vreau să reafirm, generația în care ne aflăm este o generație în pericol de moarte. Și spune Biblia că tânărul acesta din textul nostru a murit. Și vreau în această zi, alegorizând nu mă sfie să spun asta, textul Scripturii. Vreau să ridic două întrebări. Prima întrebare. De ce ne mor copii? De ce generația aceasta este în pericol de moarte și un semnal de alarmă și pentru tine, Ovidiu, pentru tine, Lili? Pentru noi toți în această zi. Și apoi să răspundem la a doua întrebare. Ce mai poate aduce la viață această generație? Și le vom lua pe rând. Prima întrebare este, de ce ne mor copiii? Și vreau să privim punctual în textul acesta, într-un mod procesual, să vedem care sunt cauzele pentru care copilul acesta a murit. Cauze biologice pot fi multe. Dar vreau să observăm într-un limbaj metaforic, spiritualizat, câteva acțiuni pe care le putem deduce din textul scripturii, pentru care putem spune noi că s-a ajuns la moarte. În primul rând, Biblia vorbește aici despre o femeie. Văduvă. Și primul răspuns la întrebarea de ce ne mor copii este absenteismul parental. Nu-i de mirare că îți, moar, îți moare pruncul, îți mor copiii spirituali și se duc departe de Dumnezeu, când tata nu mai este. De ce? Tatăl este simbolul autorității, protecției. O să mă întrebați, are legătura asta cu textul? Foarte mare. Fiindcă mai târziu ea acuză și spune, nu mai avem mâncare, resurse și vom, și vom muri. De ce? Pentru că atâta vreme cât stâlpul casei nu mai este, nu mai e un salariu, nu mai e puterea de muncă, nu mai e autoritatea. Și uitați-vă, dragii mei, de ce generația aceasta este în pericol de moarte? Pentru că absenteismul parental a făcut mai mult rău decât bine. Și ascultați-mă ce vă spun în această zi. Voi vorbi extrem de practic. Sunt părinți care au socotit că este mai important pentru copil să aibă telefon iPhone 13 Pro Max. Sunt părinți care au considerat că e mai important copilul lor să aibă tablete și haine de la Tommy Hilfiger și de la Armani. Și pentru aceasta a trebuit să sacrifice viața de familie relația cu nevasta sau cu soțul și implicit cu copiii și cu Dumnezeu și au plecat peste hotare. Sunt zeci de mii de familii în România la ora actuală unde copiii sunt crescuți de bunica, de mătușa, de oricine altcineva, dar nu de părinți. Și absenteismul din viața de familie al părinților are consecințe extrem de distrugătoare asupra copiilor, în cele mai multe cazuri. Că sunt situații excepționale în care Harul lui Dumnezeu câștigă biruința, slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar în cele mai multe familii a produs mai mult rău decât bine. Și vreau așa să explic punctual câteva chestiuni. În momentul în care luăm de pildă pleacă tata de acasă, cu anii, și luptă pentru o pâine câștigată atât de greu, Gândiți-vă că se răcește relația dintre soț și soție. Soția a fost construită ontologic de Dumnezeu să fie dependentă de bărbatul ei și ea să fie ajutorul bărbatului ei. Ea implicit va trebui să-și să asume rolul de bărbat și de autoritate în casă ca pruncii să asculte plenar de ea și va substitui și rolul tatălui și rolul mamei și va deveni un fel de, un fel de hibrid, bărbat-o-femeie. Că va trebui să lupte, să substituie locul bărbatului în casă. Copiii sunt extrem, extrem de inteligenți și efectiv își dau mai imediat de sensibilitatea și vulnerabilitatea genului feminin și profită de dragostea, de sentimentele, de uh, inima mare și s-ar putea să nu mai dea ascultare se răzvrătesc și spun nu vreau să te mai ascult. Pe aici diavolul creează o grămadă de breșe, uși prin care intră, bărbatul ispitit în străinătate și s-ar putea să devină, Doamne ferește, infidel partenerului de viață, poți trăi la nesfârșit așa, că diavolul e maestru, n-a ispitit pe bărbat și pe femeie la fel, Copiii cresc fără de autoritate, niște răzvrătiți, niște nesupuși, niște oameni cărora nimic și nimeni nu mai poate intra în voie și se ajunge la moartea generației noastre. De ce? Pentru că am pus mai presus banii decât familia. Am pus mai presus confortul material decât pe Dumnezeu. Și din cauza asta noi ne-am înstrăinat și ne-am îndepărtat de Dumnezeu și de spiritul familiei. Zilele acestea cineva mi-a trimis un videoclip cu un tată care muncea și în construcții prin nu știu ce țară din Europa. Și l-a sunat pătaie că și a zis, tati, copilăș, ce cât câștigi pe zi, atât. Vin o zi să stau cu tine că mi-e dor de tine. N-am putut să nu plâng. Când auzi durerea unui copil, bă, vrea să stea cu mama și cu tata, ei n-au nevoie doar de lire sterline. Ei nu au nevoie doar de euro, ei au nevoie de îmbrățișarea ta ca tată, au nevoie de îmbrățișarea ta ca mamă. Pur și simplu să și plece capul pe pieptul tău, să-ți audă vocea, să simtă respirația. Știu că conjuncturile socioeconomice în care ne aflăm sunt de așa natură încât de multe ori zicem, domnule, nu vedem altă situații. Dar vă întreb în această zi, merită oare? să sacrifici viața de familie în bătrânești, ajungi la 40, 50, 60, 70 de ani. Ți-a trecut viața printre degete. Când să te bucuri de copii, nu mai ai cu cine, că s-au căsătorit. Au plecat să duc la casele lor. Și toată viața ai rămas un puznic și un singur. Singur muncim prin străinătate. Singur rămânând pe acasă. Nevastă ta singură s-a prins cu mâinile de păr de o grămadă de ori. unde e tata? Să întreabă, bă, eu mă duc singură la biserică, mă duc singură la cumpărături. Celălaltă familie merg cu bărbatul, merg cu, cu nevasta, cu pruncii de mână. Eu și la grădiniță, eu și la școală, eu și la ședință, eu și la plătirea facturilor. Eu și la mâncare, eu peste tot. Și uitați-vă unde se ajunge, dragii mei. E o mare durere. De aceea, generația aceasta este în pericol de moarte. Fiindcă absenteismul poate face maravagii. Și mă rog ca bunul Dumnezeu, să mai trezească conștiința noastră. Să înțelegem că mai presus de bani, de stare economică, este Dumnezeu și familia noastră. Să-ți crească dintr-o dată mari și să-ți dai seama că tu niciodată n-ai trăit cu adevărat, nu te-ai bucurat de familie. Ți-a trecut viața printre degete. Te întrebi, a meritat? Am stat de vorbă cu oameni care au trecut pe aici. Pruncilor, acum toți căsătoriți. Au gustat 20-30 de ani de amar al străinătății. Știi ce mi-au spus? N-a meritat doar dacă aud cuvântul copii. În secundă imediat următoare încep să plângă în hoote. O rană care nu se mai dezlipește niciodată de suflet. De aceea să fim înțelepți. Amin? În al doilea rând. De ce ne mor copiii? Din cauza alimentației precare. Auziți. Nu mai am decât puțină făină și puțin un de lemn. Vom mânca eu și fiul meu, versetul 12, și apoi, și apoi vom muri. De ce vom muri? Că nu mai avem hrană. Ce omoară generația aceasta din punct de vedere spiritual este lipsa hranei sănătoase. Va trebui să ne întrebăm în această zi și va trebui, Ovidiu, să te întreb și tu și Lili, cu ce ne hrănim copiii noștri? Și când spun asta, nu mă refer la lapte și nu mă refer la calorii și nu mă refer la proteine. Când spun asta, mă refer ce grană le dăm minții și sufletului lor. Este vorba despre grana spirituală. Pentru că, uitați-vă, cele mai multe familii hrănesc copiii cu filme, doar cu desene animate, în care apar tot felul de scene în care unii se bat. Că m-a întrebat cineva, ai păcat să uite la film? Bă, dar depinde la care, mă. Păi dacă tu ești la un film în care unul bagă sabia într-unul și unul îi dă un pumn ăla, cum să nu fie păcat? Păi atâta minte aveți? Să puneți întrebări de genul ăsta? Păi spune Biblia că e păcat să ucizi și zici tu ești la ceva ce ucide. Copiii o să devină niște rebeli. Îți normal să bată. Vreau să fiu un Spiderman. man Auziți ce ideal au copiii? Vor să fie Superman. Să sară în aer, să dea cu pumnii, să omoare pe oameni. Și te miri că după ce îi tai cineva care la 20 de ani și a luat și el permisul, să dă jos din mașină și gata, îi dea doi de pumni în gură la unul. Păi dacă eu, cu asta am hrănit copiii, se pare că e normal să se întâmple asta. Înțelegeți ce vă spun în această zi? Uh, alte exemple. Dacă ne hrănim copiii doar cu jocuri video, o să dorească să devină gamer profesioniști. Și stai de vorbă cu ei și le spui, bă, școală, ce e aia? Lumea cu școală n-a făcut nimic. Da, dar pentru tine, să știi cine a fost Mihai Eminescu, cine a fost Fântul Petru, nu contează. A, nu zici. Banii. Sentimentul de semnificație, vocația pe care îl nu contează, nu. O generație în pericol de moarte. Stau câte 5, 6, 7 ore Pierzându-și vremea. Și acum vreau să mă îndrept către copii și către adolescenți. tine. Cu timpul ăsta nu vă veți mai întâlni niciodată. După ce ați intrat la facultate, viața se complică extrem de mult. O să vă gândiți la a avea o viață de familie, la un serviciu. Nu o să mai aveți timp de nimic. Ăsta e timpul în care aveți timp. Aveți timp să -l puneți mâna pe card, să citiți. Să vă dezvoltați cultura generală, să cunoașteți Biblia, să-l descoperiți pe Dumnezeu. Că dacă nu-L descoperiți pe Dumnezeu acum, mi-e teamă că niciodată sau prea târziu, când vă sta față în față cu durerea, cu necazul, cu boala, cu o grămadă de nenorociri care sunt posibile în viața aceasta. De aceea, mă rog a Duhului Dumnezeu să mai cerceteze generația tânără. Am spus și mai spun încă o dată, cei care se nasc în familii de credincioși, li este foarte greu să repereze momentul nașterii din nou în viața lor. Mulți dintre dumneavoastră v-ați născut poate în familie de credincioși. Și nu știți exact când să reperați momentul când v-ați întâlnit cu Dumnezeu și v-ați născut din nou. Știți de ce? V-ați obișnuit cu predicile. Și pentru voi, conduita asta morală, nu fura, nu fuma, nu bea, nu îți înșela partea... Au fost niște chestiuni care au fost preluate dintr-o inerție, ca un automatism. Dar voi nu-L iubiți pe Dumnezeu. Voi nu vă dragă Scriptura, nu vă dragă Biserica. Nu vi drag să stați de vorbă cu el, nu-l simțiți în nimă, n aveți pasiune pentru ce. Vă întreb în această zi, știți când v-ați născut din nou? Ce înseamnă Doamne asta? Înseamnă momentul acela când v-ați întâlnit cu Dumnezeu și a spus, Doamne, mi-e rușine de minciuna mea, mi-e rușine de faptele mele. Te-a apucat un duc al cercetării, al zdrobirii Duhului Sfânt. Și ai spus, eu nu mai îmi suport viața mea, mi-am pierdut viața, mi-am pierdut tanii. De asta -ți vreau să mă îndrăgostesc de tine, Doamne. Să citesc Biblia, să trăiesc în parametrii voii tale, în frică de tine. Trebuie să aveți momentul în care să spuneți, bă, ăsta e momentul când m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și am spus, în toți spatele lumii, orice tentativă ar fi. Vă duceți la școală, vă duceți la liceu. Și diavolul să vină cu oferte și iertați-mă că îndrăznesc. Nu vreau să fiu prea direct în această zi. Dar o să vină la școală, la liceu, o ia un el. Tu de ce nu flirtezi? Ba da, s-au ajuns, iertați-mă, în mediul Evangheliei la flirturi relaționale. Copii de pocăiți care au vorbit cu nouă, cu zece fete. Și l-au înșirat și au găsut în alte capcane. S-au mai deștepți ca Dumnezeu. Eu nu am pretenția în această zi să fiu mai deștept ca omul care a făcut Ferrari. Mă duc la el și iau notițe. Și spun dacă mi-am cumpărat Ferrari. Zic și eu ipotetic. Spuneți-mi, ce trebuie să fac? Ce motorină să pun? Cum să am grijă de ea? La cât timp să schimb uleiul? De ce? Ca să meargă în parametru optim. Cine poate să dea răspunsul? Cine a făcut mașina? Cine ne-a făcut pe noi? Dumnezeu! Cine a creat familia? Dumnezeu! Atunci la notițe de la Dumnezeu. Și întrebați-l pe Dumnezeu. Și el va învăța ce este mai bine. Slavă lui Dumnezeu că harul lui Dumnezeu se mai arată și pe unii îi ridică și îi scoate. Și uite, văd unul precum fratele Bucsaru, mă plânge, mai cercetat de Dumnezeu. De ce plânge și dumneata nu mai plângi? Be păcatul ca apa și înainte plângeai, acum nu te mai doare păcatul tău. Ți s-a împietrit inima, omule bun. Te obișnui cu predicele fratelui Timotei. Te obișnui cu cântarea de laudă și absolut cu totul. Oamenii a plâng când sunt în prezența lui Dumnezeu. Pentru că în sufletul lor este o profundă recunoștință de unde mâna lui Dumnezeu i-a scos. De unde Dumnezeu în harul lui i a ridicat din gropi? Lumea nu le dădea șanse, Dumnezeu nu om, Ei înși nu le dădeau nicio șansă, Dumnezeu le-a dat șansă. Le-a întins mâna, i-a ridicat și a spus, tu nu ești ce a spus lumea că ești. Tu nu ești nici ce spune mintea ta că ești. Tu trebuie să fii copil de Dumnezeu. O, oh, glorie lui Dumnezeu pentru asta. De aceea, dragii mei, mare grijă la ce grană dăm. Este tot felul de mâncăruri otrovite în lumea asta. Mai zic ceva, glumele proaste care se fac. Avem un soi de caterincă bolnăvicioasă în noi, atât de mare. Azi noaptea am stat până la trei și textul ăsta de predică l-am primit și Duhul Sfânt în vorbea. Și îmi spunea, spunele că se face prea multă caterincă și glume pe slujitorii lui Dumnezeu. Și din cauza asta pruncii noștri sunt în pericol de moarte. Că nu se mai ia în serios oamenii lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și când spun adevărul, căutăm să-i discredităm doar pentru a ne amorți glasul conștiinței și a ne justifica propriile păcate. Dumnezeu să ne facă responsabil în această zi. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune că nu se glumește cu lucrarea lui Dumnezeu. Hei, ascultați-mă, e o generație în pericol de moarte. Îți prunci dumneata la mijloc. Îți nepoți dumneata. De aceea trebuie să trăim cu adâncă responsabilitate. Dumnezeu să ne ajute. criptomonede, spațiu virtual, lăviți de tot sistemul ăsta spațiului virtual. Omul de rând parcă a pierdut contactul cu realitatea socială. Nu mai pot lega două propoziții în public, dar sunt maestri în a scrie pe TikTok, Instagram și Facebook. Că înseamnă ce faci, bn, un limbaj eliptic, o generație de analfabeți care nu mai știu citi, nu mai știu înțelege. Citesc și nu înțeleg ce citesc. Știți de ce? Ne-am smintit de cap cu toți. Pentru că totul pornește de aici. Ne-am îndepărtat de Dumnezeu, ne-am îndepărtat de valorile creștine, de familie, de tot. Și creștem o generație de oameni sălbatici care nu vor decât să caute împlinirea răspunsurilor lor instinctuale. Asta ne spun cei de la Bruxelles. Lege legea educației sexuale și am publicat cu ani în urmă cât se plimba prin Parlamentul României toată povestea asta. Și am spus, bă, și ce se întâmplă acolo? La patru ani, pruncii noștri vor să fie învățați să-și exploreze trupul. Că nu-i nicio rușine dacă la patru ani ai așa tendința tendință să te simți mai femeie, să ți spui tocuri și să te faci transgender. Că nu ești bărbat și femeie, ești ce vrei tu să fii. Și a dus diavolul o grămadă de genuri, nici cu fiecare zi mai apare câte unul. Auziți, oameni îmbrăcați la costum și la cravat, pe care i-a născut o mamă și un tată, dau legi că doi homosexuali se pot căsători și adopta un copil în contextul în care, fără a încerca să dau vreun argument biblic sau spiritual, numai faptul că tu, că tu, lupți împotriva demografiei și a creșterii natalității, că nu se mai crezi prunși, doamne, că doi bărbați, eu că eu, nu pot face copii. Și se dau legi în direcția aceasta. Mai mult decât atât. Aceiași oameni care vorbesc despre dreptate, milă, educație, dau legi împotriva vieții și sunt pro-avort. Și sunt mișcări astăzi. Și sunt lege astăzi în țări care legiferează avortul. O generație în pericol de moarte. Avortul e crimă, stimați prieteni. E o crimă mișelioasă. E o mișelie mare în casa ta, avort. Pentru că omul care e născut și are 30 de ani, dacă vrei să bați sabia el, ăla se mai poate apăra, mai poate fugi, mai poate să sune miliția, dar ascultă-mă, un copil împând de cele tău, el nu are niciun fel de protecție și niciun fel de apărare. E un mod mișelesc de a-l omorâ. E o crimă care te pune direct cu justiția lui Dumnezeu în față. Și uitați-vă, astăzi parlamentarii care ne conduc luptă să dea legi care s-au dat și în America, s-au dat și la Bruxelles și se vor mai da, că totul e o chestiune de timp. Legi care să justifice avortul. Asta este lumea în care noi trăim. Cu ce ne hrănim noi copiii în perioada asta? Ar trebui să-i hrănim cu valorile lui Dumnezeu. Cu principiile lui Dumnezeu. Arătându-le cum i-a arătat Sefora lui Moise. Moise, tu ești în Egipt, dar nu trăiești ca egiptenii. La patru ani aproximativ, a pus copilajul ăsta în mâinile soției lui, Potim, lui Faraon. Și copilul ăsta când s-a făcut mare, n-a uitat că el este evreu. Și a zis, am o singură dorință, să-i băveți națiunea mea de surobie egipteană. Doar patru ani a stat cu evrei ca Sefora. Și a fost suficient patru ani să-i dea educația spunându-i, tu nu ești dintre egipteni, tu trebuie să trăiești diferit. Știți de ce? L-a luat la pieptul ei și l-a învățat, dându-i grana potrivită, educația care trebuie. Astăzi, nu mai avem timp de copiii noștri. Nu mai avem timp să stăm cu ei. Nu mai avem timp să le ascultăm durerile lor. Nu mai avem timp să le ascultăm întrebările. Nu mai avem timp pentru că nu vrem să ne mai facem. Și nu vrem să ne mai facem pentru că diavolul ne-a sucit prioritățile și valorile. Oameni buni, mai zic încă o dată și poate o îi spună de o de ori de nevoie. Om luat telefoanele astea cu noi? Om lua mașinile cu noi când o muri? Om lua casele, granitul și travertinul cu noi când o muri? Nu! Ele sunt și se duc. Om lua copiii cu noi. Sufletul-i veșnic, luptați pentru copii. Străgeri pe ziduri, stimați părinți, înarmați-vă. Există un Ben Hadad al lumii acestea. Un împărat stricat și secular. Care s-a dus la împăratul Ahab, la poporul Israel și a zis dă aurul, argintul și toți copiii tăi. Știți de ce? Sistemul politic, sistemul secular ne vrea copiii noștri și au zis și în Parlament se negocează la ora actuală legi Copiii nu mai sunt ai părinților, sunt ai statului și statul trebuie să-i duce cum, vor ei, cum vrea el. Cum vi se pare toate acestea? Nu vi le spun ca să vă îngrijorez. Vi le spun ca Duhul Sfânt să trezească în dumneavoastră conștiința să vă rugați în fiecare zi pentru ei. Noi nu avem armele lor. Noi nu avem diplomația lor. Nu ne stau în mână legile și nu ne stau proiectele lor în mână. Dar noi avem în mână rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu. hrăniți cu ce trebuie. Zece ani am fost nepocăit. Eu. ne de la biserică, Timotei Floarea, marțea, joia, duminică, dimineața, duminică, seară. Născut în familie de pocăiți. Cu tată, pastor, cu mamă, proroc, oameni al lui Dumnezeu. Până la vârsta de zece, nu, 11 ani, veneam la biserică, nu aveam nicio treabă. Stăteam, nu aveam telefon pe vremea aceea. Stăteam, desenam, jucam spânzărătoarea, jucam orice altceva. Dar nu aveam treabă cu Dumnezeu. Mă rugam așa, Iisuse, dar eu nu mă gândeam, nici știam cine e Dumnezeu, eram cu mine, dar o să-mi spuneți, băi, erai copil, da. Dar într-o zi, la 11 ani, predica într-o seară de în fratele Viorel Ursu, pe care îl văd aici. În momentul ăla, nu cuvinte mari, cuvinte simple, dar Duhul lui Dumnezeu m-a pus față în față cu cine sunt eu și a zis, băi, 11 ani, n-ai citit în viața ta Biblia! Da, dar tu nu te gândești la Dumnezeu. Te rog, dar n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Din momentul acela am început să plâng și am spus, din anul care vine, te voi sluji. De atunci au trecut atâția zeci de ani și m-am lipit de Dumnezeu. Am citit de zeci de ore Biblia, zilnic mă rugat, cântam, citeam din Scriptură. Mă duceam cu Biblia la școală, în pauză citeam din Biblie. Știți de ce? Pentru că ăla a fost momentul când eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și am zis, viața mea e în mâna ta. Ascultați-mă, ce grană dăm? Dar cum s-a întâmplat totul? Pe lângă predica pe care am auzit-o, a plecat unul din frații mei de trup, cu care am fost eu mai legat, așa, psiu emoțional, știți, găsești compatibilitate cu unii mai mari, cu alții mai mică, și aveam o compatibilitate mai mare. Unul din frații mei a plecat în străinătate. Din momentul acela m-am lipit foarte mult de mama. Și mama a început să-mi povestească. Și știi cum era tatăl meu? Cum era mama tatii tău? Păi zice, se zicea la biserică pe biserică duminica, dacă nu vedea că nu vin unii oameni în adunare, se ducea și vizita. Se ruga pentru bolnavi. Dumnezeu îi vindeca. Mergea în penitenciare. Spunea Evanghelia și eu începeam să plâng. Spuneam așa, era și eu vreau să fiu un om al lui Dumnezeu. Și eu vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. De ce? Mi-a dat hrana care trebuie. La 12-13 ani, părinții mei s-au împrumutat de vreo 100 de milioane. Erau bani atunci. Și acum cred că bani pentru unii. Sunt bani, 100 milioane, 2000 de euro mi-a cumpărat acordion, mi-a cumpărat orgă, mi-a cumpărat chitară. Și a zis, pruncule, tu să lauzi pe Dumnezeu. Mi-a luat Biblie, tu să citești Biblia. Putea să-mi cumpere telefon, n-am avut. Deci am fără telefon și n-am murit. Dar, dragii mei, mi-am investit timpul în așa ceva, că dacă nu investești în copiii tăi, în lucrarea lui Dumnezeu, diavolul va investi în ei și o să ajungă niște oameni la care n-ai visat vreodată. De aceea, investiți în ei. Resurse, bani, timp, educație. Este extrem de important să nu-și piardă timpul. Îi vezi că pierd ore întregi la telefoane, ca asta e nebunia secolului. Nu, bă, nu zice nimeni că nu te joci pe telefon, dar cu porția totul, echilibrat totul. De aceea, dați timp, Sarcin să citească din Biblie, povestiți din Biblie, mai mult decât atât. Învățați-i la instrumente, dacă au abilități muzicale, dacă au abilități în alte domenii, investiți în ei și, și duceți-i în direcția care trebuie. Este extrem de important. Nu știu altă soluție să scăpăm. Generația este în pericol de moarte. Nu știu altfel cum putem trăi. Altfel o mori cu toți. Altfel nu va mai exista viitor. Altfel lumea asta se va prăbuși cu totul și se va întoarce totul cu sus în jos. De aceea, haideți să vedem că hrana e puțină, e criză, e secetă în întreaga lume, dar noi să ne bizim pe Harul lui Dumnezeu care ne va da hrană. De ce se moare? Din cauza alimentației precare. 3. De ce se moare? Ultimul răspuns la această întrebare și apoi mergem în a doua parte la câteva aspecte extrem, extrem de importante. Din cauza acțiunilor păcătoase ale părinților, ne mor copiii. În momentul în care a murit, știi ce a zis femeia? Știu de ce. A murit pentru că tu ai venit aici să-i aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea. Știți ce a însemnat? A început să lucreze conștiința. Și a zis, e pe lui Dumnezeu pentru păcatul meu. Da, mi-a murit copilul. Că am făcut odată un păcat mare. Am făcut niște alegeri greșite. Și păcatele mele mi-au omorât copilul. De ce ne mor copiii? Din cauza păcatelor părinților. Părinții, copiii sunt extrem de speculativi. Dacă văd că tu te joci cu Dumnezeu și cu pocăința, ei vor face de 10 ori mai rău. Dacă tu, ca tată, spui vino la biserică și tu nu vii, ei mai târziu vor, profi, vor profita de asta la nesfârșit. Dacă tu spui să nu minți și tu minți și trăiești într-un într într mod extrem de duplicitar și de ipocrit, ascultă-mă. Ei sunt extrem de speculativi. Ei au nevoie de modele. Copiii învață și preiau acțiuni, vorbe, viziunea, perspectiva asupra vieții, principiile lor diriguitoare ale vieții. Știți prin ce? Prin imitare tot ce văd la părinți. Mă, tot! Tot ce văd la părinți ăștia copiază. Copiază și când îi dici tonul la nevastă. Copiază absolut toate reacțiile noastre. De aceea, este extrem de important când îți iei soția de mână seara și te rogi, spune copilului tău care are un an și jumătate, acum tati și mami fac Doamne, Doamne, să-și împreuneze și el mâinile. Să înțeleagă că nu se pune la somn până nu te roci pentru protecție și nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care s-a scurs. Învățați-i de mici asta. Să aibă astfel de deprinderi sănătoase, pentru că doar așa vor putea crește în feica lui Dumnezeu. Este un fel de zic italienii, menefrechism. Bă, un, un fel de nepăsare, de ignoranță totală. Bă, cum crește prunciul? Că eu crește strada. Nu ca tată și ca mamă. Trebuie să te interesezi. Bă, dar pruncul meu de ce vrea să se ducă cu prietenii din lume la restaurante, la petreceri și nu vrea să vină la biserică? De ce dezvoltă relații și anturaj și se deschide în relații? Eu nu cred într-o prietenie, ca să știți clar, într-un necredincios și un credincios. Nu cred în asta. Într-o prietenie. Într-o relație de cunoaștere, de amiciție, de conjunctură, vorbește despre Dumnezeu. Dar nu cred în prieteniile profunde. Că mai devreme sau mai târziu te vor absorbi ei prin nevegherea ta. De aceea este foarte important și vom ajunge mai târziu să avem grijă la domeniul acesta. Și din cauza păcatelor părinților, copiii ajung rău. Pentru că vreau să spun ceva, stimată mamă în, seară, în ziua asta sau stimată tată. Gândește-te de, 10 ori când vrei să faci un rău, o alegere greșită, un păcat în viața ta. Pentru că va avea repercursiune asupra copilului tău. Sunt copii care s-au îmbolnăvit ca pediață de la Dumnezeu din cauza păcatelor părinților. Sunt copii care au luat o rază pentru că au zis dacă tata a făcut așa, eu o fac de 10 ori mai rău. Și vreau să ating acum două aspecte. Nu o să placă tuturor ce vă spun acum. Dar cred că este nevoie de așa ceva. Cred că e timpul să ne mai maturizăm și noi spiritual. Am observat că la noi, în spațiul ăsta, Carpatul Danubianu Pontic, Balcanii Sud de la 100% români, chiar și în mediul evanghelic, nu se predică împotriva abuzului verbal și fizic îndreptat împotriva copiilor. Am cunoscut o generație care a alimentat cu amărăciune, cu ură, cu obidă, cu ranchiună, copii care au crescut cu răni în suflet pentru că au fost niște părinți care literalmente i-a călcat în picioare. De las pedepsi copilul când copil, până la călca în picioare și ei spune, eu te-am făcut, eu te omor, umbră pământului degeaba, ascultați-mă, îi păcat flagrant. Am stat de vorbă când mi-am susținut, când mi-am presusținut teza de doctorat la Arad. Am stat de vorbă cu profesorul universitar și mi-a spus, Timoteu, unul din cele mai mari păcate ale generației din mediul evanghelic e niște, sunt niște părinți care au călcat în picioare, niște copii au bătut nemilos, ca pe un câine, ca pe un animal. Și ascultați-mă, asta se numește păcat. Nu spunea cruța nu iau când e copil, dar a cruța nu iaua înseamnă o măsură de disciplinare. Nu înseamnă a călca în picioare și a-l Pentru că violența naște violență, răutatea naște răutate. Nu le-am dat nicio explicație, au greșit, i-am lovit. În mai întâi explică însă s-ar putea unii că n-au nevoie de bă bătaie, au nevoie de cuvânt, să spui, bă, nu e bine că... Și dai argumentul și lucrează mintea. La alții poate că va trebui să atingi o altă disciplinară. Dar când e copil, mă, la 17 ani nu mai poți călca în picioare. Eu te-am făcut, eu te omor. Ascultați-mă ce vă spun. Vorbele astea nu vin din Spiritul lui Dumnezeu. Și din cauza asta, mulți copii care nici la 35-40 de ani nu au putut să dea mână de pace cu tata sau cu mama și au ură și amărăciune în suflet și ani de zile nu s-au sunat din cauza faptului că a bătut ca pe niște hoți de cai. Eu nu predic împotriva disciplinării și pentru o disciplinare biblică și corectă, dar am semnalat lucrul ăsta, fiindcă și aici există un pericol. De aceea, dragii mei, să fim foarte atenți ca părinți. Într-o zi, un domn a venit într-o biserică și a ascultat o predică. Și predicatorul l-a întrebat așa la final. Zice, când pruncul tău se va face mare la 20 de ani, ai vrea să facă ce faci tu? În momentul ăla s-a pocăit și a schimbat viața. El a zis, nu că eu mișel nevasta, și n-aș vrea ca copilul meu să fie înșelat sau fata mea să fie înșelată. Eu mă droghez și n-aș vrea pruncul meu să se drogheze. Eu fumez, n-aș vrea copilul meu să fumeze. S-a apucat și a zis, eu vreau de astăzi să schimb și să dau o altă educație copilașului meu. Pentru că mă vestea odată un om care acum are 50 de ani, un om al lui Dumnezeu, zice, nu mi-am înțeles niciodată părintele când a venit la mine și a zis, băi, pruncul, am auzit că tu fumezi. Și eu nu fumasem niciodată. Cineva a venit din rudele mele și m-a părut pe drept, ca să zic că, bă, și el a fumează. Și că m-a luat la o bătaie, taică și după ce m-a bătut de macotropis s-a dus în balcon și a fumat. Și nu l-am înțeles niciodată. Tu ce îmi spui mie să nu fac, faci tu? Păcatele părinților duc în moarte generația tânără. Iau au nevoie de un model și modelul ăla trebuie să fim noi. Și vreau acum câteva concluzii și apoi să ne apropiem de momentul actului de binecuvântare al micuței Eliza. Ce poate aduce la viața această generație? Patru lucruri punctual în zona de concluzie. Unu, așează-l în mediul potrivit. Ilie l-a dus în odaia lui de sus și l-a pus, zice, în patul lui. Auziți? Copilul mort l-a luat în odaia lui de sus și l-a pus în patul lui. Copilul să poată învia, să-l aduci la viață, trebuie așezat în mediul potrivit. De ce? În odaia de sus se făceau rugăciuni. În odaia de sus era prezența lui Dumnezeu. Era un climat al odignei întru Hristos Ilie era omul lui Dumnezeu și fiind omul lui Dumnezeu. Asocierile cu oamenii lui Dumnezeu, așezarea copilor în mediul potrivit, îi inviază, îi aduce la, la viață. Că dacă stau în anturaj cu prieteni, cu televizorul, cu facebook cu tiktok cu instagram cu generația asta stricată, eu o să rămân în moarte. Dacă tu îi așezi în mediul potrivit, du la biserică. Te rog frumos, du la școala dominicală. Învață-i muzică creștină, învață-i una, învață-i alta. Și în felul acesta o să se dezvolte extraordinar de mult și o să caute să-L iubească pe Dumnezeu. Este vital să-i așezăm în mediul potrivit. Chiar dacă, uite, se mai plimbă și dau târcoare prematur să ajungă la amvon. E atât de important, dragii mei, să-L iubească pe Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. așezați în mediul potrivit. 2. Ce poate aduce la viața această generație? când vei asuma vinovăția greșelilor pe care le-ai făcut în actul de educare al copiilor, zice, știu că din cauza nelegiuirii mele s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Femeia aceasta și-a asumat vinovăția. Există, dragii mei, o parte de vină pe care trebuie să ne asumăm. Am observat un curent care iarăși a întărătat copiii la mânie. Greșim și noi părinții câteodată, ce ziceți? Și n-ar fi bine să ne cerem iertare greșiților noștri. Marele evangelismul dintr-o zi a venit de la o evanghelizare obosit, dormit toată noaptea. Și a zis copiilor, nu știu ce să facă, să bage cai la adăpost, că vine ploaia și i-a lăsat biciul și tot. Nu, Na, copiii n-au nicio treabă, s-au dat pe joacă, au uitat. Și a zis, uite, am venit și n-ați făcut nimic și ați ridicat tonul. Și supărat, mai să-i disciplineze disproporționat, ca să nu zic altfel. Și atunci, s-a retras să mănânce ceva în bucătărie și copiii vorbeau din cameră, zice, toată viața am știut că mudi omul lui Dumnezeu, tatăl nostru omul lui Dumnezeu. Zice, niciodată n-a vorbit cuvintele astea rele, niciodată n-a țipat în halul ăsta și l-a auzit. Zice, bă, Dumnezeu îmi vorbește prin copii. Și ce? am avut dreptate când v-a spus că să faceți treaba și n-ați făcut, dar tati n-a avut dreptate când v-a spus cuvintele alea urâte și n-a avut dreptate când a țipat și a ridicat -o. nu Vă rog să mă iertați. S-au luat în brațe, cum sunt copii cu iertătoare, și au rămas un model pentru el. Dragii mei, asumați vinovăția când ai greșit. Indiferent, pastor, director, orice funcție ai avea, suntem oameni imperfecți și când greșim să ne recunoaștem greșeala. N-are rost să te împietrești și să spui la nesfârșit eu n-am nicio vină, să sfânt. Asta va distanța și va înrăutăți mai mult relațiile. Asumați când ai greșit. Când voi fi perfect, atunci permis să nu-ți permiți să-și ceri iertare niciodată. Știți când ne dăm seama de valoare unui om? Nu în funcție de cum se raportează la mai marilor. În mai marii te-a învățat viața să fii servilist, să dai să rumână și să faci temenele. În funcție de cum te raportezi la cei mai mici decât tine. Acolo să vedeți smerenia despre care îți vorbea la ora de rugăciune. Respectul, inima ta, așa cum e ea, luată la pachet cu totul. Trei, a treia concluzie. Ce poate aduce la viața această generație? Aleargă la Dumnezeu. Ilie a luat copilul și s-a dus și a strigat. Uitați-vă ce a strigat. Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mângânești tu chiar pe văduva aceasta? Ce versetul 22. Domnul a ascultat glasul lui Ilie. Rugăciunea, dragii mei, aleargă la Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu. Așa va aduce Dumnezeu la viață morții spirituale. Prin faptul că vii la Dumnezeu și te rogi. Și ultima concluzie, ce poate aduce la viața această generație sau eventual preveni de la moarte generația aceasta este apreciază oamenii lui Dumnezeu. Știți ce a spus ea? Îi spunea numai așa, omule lui Dumnezeu, știu că tu ești omul al lui Dumnezeu, că cuvintele tale sunt adevărate. Știți ce face această femeie? A apreciat oamenii lui Dumnezeu. Și când apreciez oamenii lui Dumnezeu, copiii vor înțelege că e important să fii omul lui Dumnezeu. E așa, fiți atenți. Cu asta chiar închid. Dacă eu toată ziua vorbesc pruncului meu despre... Despre ce? Despre mașină. Wow! Ce totul frumos! Ce mașină frumoasă! O să, să creadă că e atât de importantă mașina. Dacă eu toată ziua îi vorbesc copilul meu, văd ce frumoasă e Biblia și mă vede cu Biblia în mână, o să creadă că e importantă Biblia. Dacă toată ziua stau cu telefonul, o să creadă că e important telefonul. Mai mult decât atât. Dacă toată ziua eu vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu de bine și când se aude de oamenii lui Dumnezeu, îi vorbesc de bine, eu să creadă că asta e valoare. Și vor să fie și oamenii al lui Dumnezeu, integri. Și uitați-vă în ce sens văd că a apreciat această femeie. În primul rând, prin cuvinte. Tu ești omul lui Dumnezeu. Cuvintele noastre să nu grească de rău oamenii lui Dumnezeu. E atât de important. Că mine s-ar putea ca prin omul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i vorbească și să zică, dar n-ai spus tu tată că la nu chiar așa? Și ne-am ucis copiii i-a apreciat în sensul că l-a ajutat. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să ajutați. Ce a făcut această femeie? I-a făcut un loc, o daie de sus lui Ilie. L-a apreciat pe omul lui Dumnezeu în sensul că l-a ascultat. L-a ascultat când a cerut riscul maxim să-i dea turta mai întâi lui și l-a ascultat când i-a zis, dă-mi copilul și lasă-l pe mâna mea. E atât de important să poți avea încredere în oamenii lui Dumnezeu. Lasă-l pe mâna mea și la școala duminicală și la studiile care se țin, o să le educăm și o să-L creștem pentru slava lui Dumnezeu. E atât de important. Apreciază oamenii lui Dumnezeu prin cuvinte frumoase, prin ajutorul, prin ascultarea de care dai dovadă. Bă, a zis omul lui Dumnezeu. Și dacă n-am înțeles și dacă nu... A zis omul lui Dumnezeu, ascult de el. Pentru că ascultând de el, de fapt, ascultă de Dumnezeu. E atât de important lucrul acesta. Și uite așa Dumnezeu ne va izbăvi și va aduce la viață generația în pericol de moarte. Și omul care a murit, a fost adus la viață. Ce mare har să mai fie în biserica lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu. Ce mare har morții să învieze și mă rog ca generația asta, care unii sunt bonlavi, alții au murit. Păi a să-i vindece Dumnezeu, pe cei morți spiritual să-i învieze Dumnezeu. Și pe cei ce sunt vii să rămână vii toată viața, să crească spiritual, tot mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe toți. Amin.